Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem prezentarea McCormick-ului. Ăsta este inversorul. Ăsta este Heblu. Acum e pus. Acum e luat. Aici farurile. Aici semnalizările. Semnalizările, clansonul, aici la ștergătoare, asta pentru volan, aici avariile, contactul, aici este ambreiajul, aici este frâna, accelerația și aici este maneta. De exemplu, acum este pe liber. McCormick-ul acesta, dacă nu e pe liber, nu pornește, la fel ca Belarus. Și avem a întâia, a doua, a treia și a patra. Aici e, acum e la om, după pot să-l dau pe broască aici sau pe iepure aici. Așa, de aici întoarcem plugul, așa. Aici reglăm la cilindru, la cilindru ăla pe spate acolo, ăla de la disc, ăla. Așa. Și ăsta, nu știu, când am folosit-o, tractorul este nou. Aici este pentru săltarea utilajului agricol care l-aveți agățat după el. La cuplare priză, 4x4. Asta nu am folosit-o niciodată. Chiar, sincer vă spun, tractorul este nou. Nu l-am folosit nici decât la disc și la arat. Aici reglezi discul, plugul. La disc îl țin la 2. Acum l-am dat la 1. Aici. Aici, cuplare priză pe auto. Aici, farele. Aici avem girofarul. Farele pe spate, farele pe față. Aici avem trapă. Și haideți să vă mai prezint pe aici, pe curte. Belarus 1025.3. Haideți să-l vedeți. Tractorul e foarte, foarte vechi. L avem de foarte, foarte mult timp. La fel și asta. Dacă e băgat în viteze, nu pornește. Acum e pe liber. Asta este în manșalier. Grupa mare, grupa mică, manșalierul. A întâia, a doua, a treia și a patra. Să o lăsăm pe liber. Așa, ce să vă spun. Cuplare priză, săltare, federație automată, cuplare fața aici. Asta nu știu la ce. Aici nu prea am umblat cu belarusul. Eu mai mult am umblat cu neoholandul cel de acolo cu cupă, McCormick-ul și John Deere. Aici este pentru plug. Am avut o defecțiune la el când trebuia să salt plugul, trebuia să-l salt din astea două. Și îl întorceam din asta. Am avut o defecțiune. Frâna de mână. Pe aici venim. Cam asta. Haideți să... Aici avem un meu. I-am mai pus niște oblane că un meu de la Donder. Aici avem o combina 2350LX. Se combina. Ca mizerie prin ea.
asta e manșa. Aici vitezele. Are a întâia, a doua, a treia, a patra, a cincea și marșalierul este tocmai aici. Aici cuplăm la combină, cuplăm ăsta header-ul. Aici cuplăm să dăm drumul la burlan. Aici cuplăm combina, toate cele trei butoane. Așa. Asta e turațiile, adică stau cu ea pe loc, maneta s-ar trebui să fie aici. Acum nu știu de ce este în față, oamenii arată. Acolo e frâna. Aici reglăm header-ul, cum să se învârtă mai tare, mai încet, mai sus, mai jos. Tavaua de la header mai în sus, mai în jos. Aici avem casetofon, toate butoanele cu girofar, cu tot casetofon. Aici este un calculator care ne arată turațiile, cele necesare, cât combustibil mai avem, cele necesare. Haideți să mergem și în alt utilaj. Uitați, aici avem un disc de la Unia, lung. Acolo avem un plug tot de la Unia cu 3 brazde, agățat pe McCormick. Avem aici o presă clas, un plug după John Deere cu 5 brazde. Acolo avem un plug de la Nador, pentru, de la Belarus a fost, un 650, încă unul, mai avem încă unul roșu, o să vă arăt. Aici avem o culegătoare de două rânduri, o semănătoare, un disc Unia și acolo avem un greblă, avem 3 greble, un combinator, un prășitor vechi, 3 cositoare și o semănătoare veche. Haideți să vă prezint John Deere aici. Asta este John Deere-ul 6215R, 270 de cai. Asta este manșa. Putem să schimbăm vitezele și de aici, din cele două butoane, și de aici, din butonul acesta. Aici reglăm la reglaja plug. Aici săltăm plugul, cuplare priză, manetele cele trei le folosim la arat, semănat, că noi agățăm semănătoarea după disc. După discul de acolo care vi l-am arătat. Acolo toate butoanele necesare. Cuplare, avarii, poziția 1, poziția 2, adică temperatura, la muzică, la toate prostiile. Aici avem calculatorul, inversorul aici, acolo pozițiile de pe față, aici la semnalizări și acolo la ștergătoare. Haideți să mergem. Uitați utilajele aici. Cățeaua. Haideți să mergem aici, că se încarcă la greșmă. Aia e bicicleta mea.